Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar în această seară am onoarea să o am lângă mine pe doamna Mădălina Turza, președinta Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. Doamna Mădălina Turza este venită de la București și este venită special pentru a ține un seminar despre aceste drepturi ale copiilor cu dizabilități, drepturi care sunt profund ignorate în societatea românească actuală, oricât de evoluați am crede noi că suntem. Bine ați venit alături de noi, doamnă! Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult de invitație! Cum s-a născut ideea acestui seminar care are loc astăzi la Galați? Seminarul de astăzi, intitulat Seminar de Educație Inclusivă, este al cincelea dintr-o serie de seminarii intitulate Vino cu noi, pe care le organizăm prin foarte multe orașe prin țară, în dorința noastră de a ajunge la părinții copiilor cu dizabilități, dar și la cadrele didactice, la profesori, pentru a le explica modalități concrete și aplicate de a gestiona copiii cu dizabilități în școlile de masă. Pentru că, iată, odată cu 2016, când am reușit să schimbăm legislația prin care le dă dreptul copiilor cu dizabilități să învețe în școlile de masă, profesorii din aceste școli se confruntă cu greutăți, pentru că nimeni niciodată nu i-a învățat cum pot gestiona, cum pot preda copiilor cu dizabilități și cum pot crea o clasă inclusivă. Dar și profesorii pot merge oricând la cursuri care să-i formeze în continuare. Sunt interesați? Profesorii sunt extrem de interesați, cei din școlile de masă, pentru că este o provocare pe care o au. Din păcate, teoretic, da, pot merge la cursuri, din păcate ele lipsesc, pentru că, iată, Ministerul Educației nu pune la dispoziție formări pentru profesori pe psihopedagogie inclusivă. E greu de spus care sunt rațiunile pentru care nu acordă atenția acestui subiect, însă lucrul acesta afectează nu numai copiii, dar și profesorii care, având 30 de copii, de elevi în clasă, în absența unor cunoștințe de specialitate, le este foarte greu să-i gestioneze. În afară de profesori și ceea ce se întâmplă în zona educațională, haideți să ne referim și la faptul că noi, ca părinți, și le transmitem asta și copiilor noștri, avem prejudecăți uriașe și ne gândim mereu că actul educativ ar putea avea de suferit dacă este un copil cu dizabilități, cu nevoi speciale, aflat alături de copilul nostru, într-o clasă de copii tipici. Absolut normal, tipici. Da, este o problemă foarte gravă de mentalitate în România. Și multă vreme am trăit cu o supărare și cu o tristețe vis-a-vis de lucrul ăsta, dar trebuie să înțelegem că până la urmă noi, românii, suntem cu toții tributarii istoriei noastre și dacă știm, în ultimii 10 de ani copiii cu dizabilități și persoanele cu dizabilități nu existau, nu-i vedeai. Da, practic nu erau. În instituții, erau închiși în case, erau absolut izolați și abuzați. Și abuzați, să nu mai vorbim de lucrul ăsta. Și atunci oamenii evident că au prejudecăți, le este teamă să nu se molipsească, le este teamă ca copiilor să nu fie agresați, au o grămadă de mituri, să spunem așa, în cap. Însă, cred că evoluția noastră ca oameni înseamnă în primul rând a ne întreba și a cunoaște și a ne informa vis-a-vis de acești copii. Copiii cu dizabilități nu sunt periculoși. Ei au nevoie de sprijin suplimentar ca să poată să învețe alături de ceilalți copii. Atât timp cât ei primesc o programă adaptată, un profesor de sprijin, un mediu prietenos, ei nu au cum să dăuneze celorlalți copii. Mai mult decât atât, toți copiii pot învăța astfel că lumea nu e creată după un pat al lui Procust. Corect. Că suntem foarte diferiți, fiecare dintre noi, și că trebuie să ne obișnuim cu ideea că în viețile copiilor noștri vor întâlni și alte tipuri de oameni decât cei cu care ne-am obișnuit noi. Și atunci e bine ca ei să crească împreună și să se cunoască și să se ajute unii pe alții, pentru că asta înseamnă o societate dezvoltată. Copilul cu dizabilități nu este o teorie pentru dumneavoastră, doamnă. Sunteți mămica unei fetițe cu sindrom Down. Da. Ce a însemnat apariția ei în viața dumneavoastră? Într-adevăr, ați spus foarte frumos. Nu, nu este o teorie, este parte din sufletul meu și din viața mea. Și se numește Clara.
Să vă trăiască! Mulțumesc mult! Câți anișori are acum Clara? 13 ani are. Mulți înainte. Mulțumesc la fel! Mulțumesc. Când Clara a apărut în viața mea, viața mea a luat o turnură cu totul și cu totul deosebită, în sensul în care m-a schimbat fundamental pas cu pas al vieții mele. Fără Clara în viața mea, cu toate provocările și greutățile pe care le-am avut ca cetățean al acestei țări, fără Clara în viața mea nu aș fi devenit omul de astăzi. Ea m-a provocat să-mi împing limitele, să fiu mai puternică, să fiu mai bună și în primul și în primul rând m-a provocat să dau celorlalți din ceea ce am eu. Atât de mult reușește să facă un copil? Atât de mult reușește să facă, pentru că lecția pe care ți-o dă un copil cu dizabilitate, orice copil cu dizabilitate, e lecția iubirii necondiționate. Ea te va iubi pe tine ca părinte sau ca prieten, indiferent de cum ești tu, dacă ești îmbrăcat urât sau frumos, dacă ești negru sau alb, dacă ești bolnav. Pentru ea lucrurile astea nu contează, pentru ea contează afecțiunea și felul în care interacționezi cu ea. Și atunci cred că avem foarte mult de învățat de la copiii cu dizabilități, noi ca oameni. Cum a primit-o școala din România pe Clara? Sau mediul educațional, mai exact? Da, asta este un subiect și un capitol foarte trist pentru mine, pentru că iată și este un alt, să spunem așa, motor al luptei mele. Experiența mea cu școala din România e una tristă, pentru că atunci când i-a venit vremea înscrierii la școală, la vremea respectivă copiii cu dizabilități puteau merge doar în școlile speciale și pe cale de consecință am mers cu ea într-o școală specială din București, iar la un semestru distanță am luat-o de acolo bătută și sedată. Cum se poate așa ceva? Este un fenomen larg răspândit în școlile speciale din România, pentru că școlile speciale sunt un fel de instituții închise. În spatele gardurilor nu prea are acces multă lume și foarte greu părinții. Și atunci copiii cu dizabilități de multe ori nevorbitori, de multe ori incapabili să povestească ce s-a întâmplat, pot fi victimele unor abuzuri cumplite. Iar fetița mea, care era non-verbală, nu putea să-mi povestească mult timp, deși vedeam schimbări ale comportamentului ei, până când într-adevăr am găsit-o bătută grav și sedat. Dar a fost o experiență neplăcută, am retras-o din școala specială și ani de zile am lucrat doar în privat, în particular, o serie de terapii cu ea, pentru că am înțeles că nu este un loc în care să-ți poți duce copilul, pentru că în primul rând nu este în siguranță, atât timp cât nu este transparent ce se întâmplă într-o astfel de școală, nu este în regulă. Sunteți o intelectuală de mare rafinament, doamna Turza, iar lucrul acesta este, dacă era nevoie, dovedit și de diplomele pe care le dețineți, lucrul pe care știu că nu vă place să-l aduceți în discuție. Cu toate acestea, mi-ați povestit și mai devreme, înainte de a începe emisiunea, despre faptul că una dintre bursele care v-au trimis în mediul academic american a însemnat și un contact al Clarei nou cu mediul educațional, de data aceasta cel din SUA. Cum a fost acolo primită ea? Cred că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cred că anul acela, adică acum 2 ani cred că se fac, a fost cel mai fericit an din viața fetiței mele. Pentru simplu motiv că odată ajuns în Statele Unite am fost efectiv căutați pentru a o înscrie la școală pe Clara. A, deci acolo v-au căutat, da? Da, da, da. Trebuie să căutați nu, în asta nu, școală. Nu, nu, nu. Pur și simplu am primit un e-mail de la echivalentul inspectoratului școlar de la noi, acolo din district, și ne-au spus foarte prietenos că au auzit că în comunitate se află o nouă fetiță și că vor să o cunoască și să vedem unde va merge la școală. Evident, luând cu mine peste ocean nu numai 3 valize, ci și un bagaj de prejudecăți, m-am temut îngrozitor, pentru că am zis că ce o să se întâmple, ce o să facă, copilul meu nu știe să vorbească, nu face aia, nu face cealaltă. Însă am fost surprinsă să văd că oamenii au fost extraordinar de deschiși și au orientat-o către o școală de masă, așa cum sunt toate școlile acolo.
S-a adunat o echipă de sprijin în jurul ei care a evaluat-o și a făcut un program foarte coerent pe obiective foarte clare. Iar acolo Clara a învățat pentru prima dată într-o clasă alături de ceilalți copii tipici și vreau să vă spun că una din cele mai mari bucurii ale mele a fost în prima zi de școală când am dus-o și ea, de bucurie că vede atâția copii în jur, s-a desprins din mâna mea și pentru câteva clipe n-am mai observat-o. Deci n-am mai văzut-o în noianul de copii pentru că era pauză și m-am bucurat de ce? Pentru că mi-am dat seama că între acei copii Clara nu se vedea. Erau copii de atâtea feluri, atâtea tipuri, atâtea trăsături, atâtea, încât un copil cu sindrom Down nu era vizibil. La noi, dacă pui un copil cu dizabilitate într-o școală, îl vezi din capătul holului. Ulterior, vreau să vă spun că punctul culminant al acestei experiențe a fost acela că Clara a spus primele ei cuvinte în jurul vârstei de 12 ani în engleză. În engleză. Acei oameni au demutizat-o pe Clara, cum se spune în limbaj de specialitate, și nu în limba maternă, ci într-o limbă străină. Au alți logopezi? Sau ce se întâmplă? Nu e de logopedie, că asta și eu am crezut inițial, nu e despre logopedie și nu este despre faptul că specialiștii lor au două creiere, ci este de incluziune. Faptul că Clara avea în jurul ei colegi care o trăgeau la joacă, cu care se hârjonea, cu care se certa, se împăca, cu care mergea în excursii și o provocau la diferite lucruri, a făcut-o pe ea să spună primele cuvinte, evident, și cu ajutorul celor din jurul ei. Când mi-au spus prima dată diriginta ei, nu am refuzat să cred, până când am auzit-o acasă emițând spontan câteva cuvinte. Iar pentru mine asta a fost marea lecție pe care eu am luat-o, dincolo de studiile pe care le-am făcut la nivel academic și practica mea în alte școli. Am trăit pe pielea propriului meu copil experiența incluziunii și am văzut ce minuni face. Și ăsta e motivul pentru care, iată, merg prin țară, pentru că vreau să le spun părinților, dar și profesorilor, că se poate, e posibil. Și vă cred oamenii? Suntem la început de drum, dar să știți că sunt și mulți oameni de bună credință. Am văzut dascăl foarte dedicați și dascăl care se bucură să învețe și să descopere în ce constă incluziunea și cum pot ajunge la potențialul acestui copil. E începutul unui drum, dar știți, fiecare drum începe cu un pas. Așa e. Clara, ce face în momentul acesta? Este în învățământul de masă acum în România? Din păcate nu. Nu este, pentru că conform standardelor din învățământul nostru, ea nu ar putea accesa o școală de masă, pentru că are suficient de multe nevoi suplimentare pe care școala de masă nu îi le poate oferi momentan. Și de asta încercăm să facem, să creăm pârghiile necesare în școli, pentru ca și copiii cu nevoi mai mari, cum este Clara, să poată accesa învățământul de masă. Nu ați obosit niciodată, doamnă? Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care le aveți de făcut. Și faptul că faceți terapiile acestea acasă și toată lupta aceasta pe care o duceți și să fărâm prejudecăți, poate e mai rău decât să fărâm stânci. Evident că am momentele mele de oboseală și am momentele mele de cădere și părinții, dacă ascultă emisiunea asta, cu siguranță știu la ce mă refer. Da, am momentele mele în care mă închid undeva într-un colț și plâng probabil 2-3 ore și după care o iau de la capăt, pentru că am această conștiință foarte, foarte puternică sădită în mine a faptului că dacă eu nu fac o potecă pentru Clara, nimeni altcineva nu o va face. Și cred că a venit timpul să schimbăm. Gândiți-vă că sunt atâtea generații de copii cu dizabilități pierdute. Sunt atâția adulți cu dizabilități care au fost ținuți în casă și acum sunt faimoși și asistați social la care se uită lumea urât. Eu zic să nu mai pierdem și alte generații. Și numai noi putem schimba, pornind de la firul ierbii, pentru că dacă așteptăm de cineva de la nu știu unde, pe ce covor roșu, să-și aducă aminte de noi, e greu, e greu. Adică nu se vor mișca lucrurile și trebuie să învățăm lecția asta a solidarității și să înțelegem că împreună în comunitatea noastră putem să ne schimbăm viața în bine și să nu mai așteptăm atât de mult de la centru.
Am citit și vă rog să-mi spuneți dacă sunt corect informată. Copilul cu sindrom Down nu se vindecă, dar copilul cu sindrom Down învață. Așa este. Învață și se poate descurca. Cum stau lucrurile în realitate? Sigur că da, copiii cu sindrom Down, sindromul Down este o afecțiune genetică, ca să spunem așa, este copiii cu sindrom, persoanele cu sindrom Down au un cromozom în plus pe perechea 21, ceea ce nu înseamnă practic o boală, ei nu sunt bolnavi de ceva, e o condiție diferită. E o suprainformare. Exact, da. Care le dă anumite particularități. Vorbim și de această dizabilitate intelectuală care poate fi de diferite nivele, eu știu, poate chestiuni de motricitate, fiecare copil este diferit. Evident, fiecare copil poate avea patologii medicale asociate diferite, ca orice alt copil. Deci copiii cu Down se pot îmbolnăvi de boli pe care le fac toți copiii. Sindromul Down nu este molipsitor și nici o dizabilitate nu este molipsitoare. Acești copii cu Down și nu numai, cu autism, cu paraplegii, cu toate dizabilitățile pe care vi le puteți imagina, au capacitatea de recuperare și evoluție. Dacă copiii cu dizabilități, copilul cu sindrom Down, se lucrează cu el încă din primii ani de viață, pe motricitate, pe kinetoterapie, pe logopedie, pe o grămadă de lucruri, el își dezvoltă abilitățile de viață independentă. Diferența dintre un copil cu Down și un copil tipic este aceea că dacă un copil tipic, de exemplu, învață spontan să mestece sau să ducă lingurița la gură, unui copil cu Down trebuie să-i arăți lucrul ăsta și să repeți cu el până va face. Și atunci, practic, ce avem nevoie pentru acești copii este ca noi să le oferim acele mijloace, acele pârghii, ca ei să ajungă să deprindă lucruri până la nivelul la care pot ei. Pentru că noi așa ni dorim independenți, ni dorim autonomi, dar dacă noi nu le oferim aceste servicii, că așa se numesc ele până la urmă de intervenție, îi vom avea, așa cum le place unora și altora să spună, niște legume, nu? Și îi vom ține în cârcă, noi ca părinți, dar și noi ca societate, în spate. Asta este tristul adevăr, adică în copiii cu disabilități trebuie să investești timpuriu pentru ca apoi ei să poată deveni contributori. De exemplu, în aceste state dezvoltate de care vă vorbeam, inclusiv în America, tinerii și adulții cu Down au locuri de muncă, se căsătoresc, mulți dintre ei trăiesc independent, unii conduc mașini. Sunt lucruri pe care le-am arătat, am adus astfel de tineri în România. Adică sunt realități. Haideți să nu ne gândim că persoanele cu Down din America sunt mai deștepte. Nu sunt așa zise exemple de succes. Nu. Sunt pur și simplu oameni obișnuiți. Iar ei nu sunt, cum să vă spun, niște excepții. Sunt rezultatul unui sistem funcțional, a unei societăți care a înțeles că orice om, inclusiv cel cu Down, are o valoare pe care tu trebuie să o scoți la lumină. Pentru că tot ție îți aduce un folos treaba asta, decât să-l ții închis, izolat undeva, mai bine el ajunge să trăiască și să aibă acces la o viață în care contribuie, nu? Există aceste centre integrate de tratament pentru copii, unde să găsiți toate terapiile pe care le-ați enumerat mai devreme? Nu, din păcate ăsta este un mare capitol dezastruos în România, în toate orașele din România, inclusiv în București. Absența serviciilor de intervenție în comunitate. Deci părinții nu avem unde să mergem cu copiii noștri. Există pe aici pe acolo mici alternative pe la DGASPC-uri, dar ceva făcut așa fără cap și fără coadă, și mai există câteva soluții în zona privată, dar aceste terapii în zona privată, la particulare, adică, sunt atât de costisitoare încât cunosc sute de părinți care au făcut credite, care și-au vândut case, da, mașini și-au distrus viețile ca copiilor să urmeze niște terapii mai mult sau mai puțin îndoielnice, pentru că știți cum e, în absența unor servicii structurate de la stat, da, în privat înfloresc diferite lucruri, unele mai bune, altele mai puțin bune. Nu există nimeni care să vadă, să analizeze, să monitorizeze, e bine, nu e bine ce se întâmplă. Și atunci suntem cumva lăsați de izbeliște.
statul înțelegând că dacă dau o alocație copiilor cu dizabilități, da, sau părinților de copii cu dizabilități, cu asta se derobează de răspundere. Au făcut tot ce se putea face. Și da, e o nevoie acută de astfel de servicii. Poate societatea românească să ajungă într-un termen, nu știu, decent să-i spun, dar nu știu la ce mă pot referi când zic decent. La o societate ideală tip Statele Unite, cum ați arătat mai devreme că se poate trăi? Eu cred foarte mult în potențialul nostru de a evolua. Nu există ideal, nici și în America sunt probleme, credeți-mă, inclusiv pe dizabilitate. Incluziunea e un proces până la urmă, nu există un the end of the line. Și atunci, cred că probabil în 10 ani, dacă încercăm să avem bună credință în ceea ce facem și suntem uniți și solidari, România va putea avea servicii de terapie în comunitate cu actualele resurse. Deci în sistem există bani, în DGASPC-uri există bani, la Ministerul Muncii există bani, la Ministerul Educației. Trebuie doar regândite anumite servicii. Trebuie să înțelegem, de exemplu, pe partea de educație, că acel buget care este mare și consistent per elev trebuie să urmeze elevul și serviciile trebuie să urmeze elevul, nu elevii trebuie să urmeze serviciile, adică nu-i grupăm pe toți într-un loc și închidem într-un loc unde aducem 3 terapeuți. Nu, ci acei 3 terapeuți, 10-15 cât sunt ei, sau persoane de sprijin, trebuie să urmeze copilul. Deci trebuie o regândire a sistemului, care într-adevăr trebuie făcută și de la nivel de politică publică, dar se poate face și la nivel de comunitate locală, da? Școlile au suficiente pârghii să facă această tranziție de la școala de tip tradițional la școala de tip inclusiv, dacă vor, dacă există voință de schimbare. La Liceul de Marină astăzi, vineri, la ora 16, este seminarul pe care îl țineți dumneavoastră, iar oamenii care vor veni vor obține toate aceste informații și multe pe lângă. Sunt absolut convinsă de lucrul acesta. În general, ce vi se spune la sfârșit? Când vin oamenii să mai adreseze câteva întrebări, doamne. Vreau să vă spun că seminariile acestea pe care le fac din țară de ceva vreme sunt extrem de impresionante, pentru că oamenii ajung să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unui copil cu diferite tipuri de dizabilitate și atunci învață lucruri concrete și mulți sunt foarte emoționați. Și mulți își dau seama, mulți profesori își dau seama că sunt lucruri pe care le pot face singuri și atunci vin să întrebe diferite lucruri tehnice, vin să mulțumească foarte mulți, vin să ceară resurse materiale și pleacă cumva cu altă lumină în ochi și asta cred că mă face cea mai fericită. La capătul unei zile în care obosiți pe drumuri și vă întoarceți acasă la Clara, care sunt momentele voastre, ale voastre amândouă? Și ce vă spune Clara? Știe că toată munca asta e pentru ea? Nu cred că știe. Știe că mami pleacă foarte mult și știe că mami iubește foarte mulți copii speciali, pentru că mă vede în poze cu mulți dintre ei, dar de regulă seara ne regăsim atunci când îi citesc despre, din cărticelele ei favorite despre o grădină zoologică. Și avem așa felul nostru în care ne iubim și ne regăsim după o zi sau mai multe zile de separare. Și de regulă ne îmbrățișăm și ne pupăm foarte mult, pentru că e un copil foarte, foarte afectos și simte nevoia de atingere. Suntem fiecare dintre noi unici, așa cum ați spus perfect în debutul emisiunii. Niciunul nu asemănăm cu altul și cred că avem fiecare propriile noastre dizabilități. Pe care ne mascăm mai mult sau mai puțin bine. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ajungeți astăzi la noi, la Galați și în platoul emisiunii noastre, doamnă. Și mult succes în tot ceea ce faceți. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!